Care dar eu nu cred că am venit și mi-am dat cu părerea despre... din gură, că eu mi-am dat cu părerea despre tine, că aveai dosar mare aici. Da, da, de unde și până unde mi-ai făcut tu mie dosarul? Dar nu ți-am făcut eu, s-a acumulat, a venit fiecare cu tine informație și da, s-a acumulat mă, la dosar. Da, s-a acumulat, mamă. Da, și ai spus cu gura ta că ai făcut de toate și dacă ai făcut de toate... Păi bun, și mi-am asumat, nu înțeleg care este problema și mi-a dus niște discuții... Dar de ce mi-a dus niște discuții din ultima oară când îți spun ce înseamnă asumat. Asumat înseamnă să vii, să aduci lucrurile în față, să spui nu mi-e rușine. Păi am spus, am spus. Bă, de femeie, să spui de toate, să generalizezi. Să generalizezi nu înseamnă să-ți asumi, înseamnă să spui că ți-asumi. Am nu ți-asumi. Spus când am avut ceva de spus. De fiecare dată. Bă, spune ce ai făcut, când ai făcut, da. Cum ai făcut. Bă, dar cine ești să tu, mă, să-ți dea ție explicație? Mai du-te, mă, de aici și la inteligentule. Tași din gură, mă. Nu că tași din gură, tași din tu din gură. Spune, îmi asum. Inteligentule care ești, tu ne iei pe toți. Pune-mă cadru pe... Mă, și ea, dar de ce nu ne iei? Mai lua pe mine, ai luat-o pe aia, ai luat-o pe aia, ai luat-o pe aia, ai luat pe ăla, pe ăla, pe ăla, pe ăla, dar cine ești tu? Cotoranțu, vino dar cine ești tu, mă, să ne iei pe toți la roșii, să ne faci tu nouă dosarele? Ce inteligență? Dosarele X. Vino, spune ce-ai făcut, cum ai făcut. Dar nu este problema ta, cine ești tu, păi să-mi ceri mie socoteală ce-am făcut eu în viața mea. Asumată, nu ești asumată. Dar cine ești tu să-mi ceri mie socoteală? Te-am întrebat ceva. Ești o falsă. Sunt falsă, sunt cum vrei tu, tu nu ai dreptul să vii să-mi ceri mie socoteală. Tu asta nu înțelegi. Bă, femeia, cu două minute ți-ai dat cu părerea așa, că nu faci. Am spus strict de momentul de față, nu mi-am dat cu părerea despre viața ta personală. Și privată și despre viața ta și despre trecutul tău. Eu nu mi-am dat cu părerea, n-am vorbit nimic, despre trecutul tău. Abar n-ai nimic. Păi dacă n-ai argumente să aduci în momentul de față, taci din gură, nu băga trecutul. Păi ce trebuie? A, înseamnă că e ceva super nasoal. Dar este problema mea, dacă eu am făcut ceva nasoal în viața mea, este strict problema mea. Nu ești în măsură să o judeci pe ea. De ce nu faci așa ești și mai penibil, replică, deci știi? Pur și simplu ești penibil, mă lăsă de față. Te faci de râs singur, crede-mă. Exact ce am făcut. Când n-ai mai avut replică, de-ai făcut. Adriana, fata mea, Adriana, spune, Andrada, dacă ești, dacă iubitul tău sau viitorul tău iubit te ignoră halul ăsta și îi păstrați asemenea... Dar numai că nu mai mă interesează, o să declar oficial că nu mai mă interesează, nu mă mai interesează nimic despre ce fac ești. Eu spun că îți pierzi timpul degeaba lângă David, așa că nu-ți pierde timpul. Ori risipi ocazia... Poți să vină pe pedeapsa care am făcut pariul care l-am făcut. Ori risipi ocazia de a sta în casa băieților, de a sta lângă o persoană care te ignoră. De ce ai făcut acea comparație că și eu sunt la fel și am anumite bariere? Nu mă, Achebono, da. Achebono a spus că am eu 100 de mii de bariere și că de ce sunt așa. Și am spus, bă, și Mariana e o femeie care este retrasă, nu lasă, adică are niște bariere și vrea să vadă lucrurile exact așa cum sunt. Nu se grăbește cu nimic. Și am vrut să-i spun și Monica, uite, e prietena ta și ar trebui să mă înțelegi pe mine cum o înțelegi și pe ea. N-am zis că e un lucru rău. Da, dar eu am și spus că nu-mi place de aia, nu e... Ca și cred cum, uite, îmi place persoana aia și eu stau pusă într-o parte sau stau în gardă, ca și cum m-aș pregăti pentru ceva. Și am și zis, asta sunt. Da, mă, dar eu nu mă grăbesc să fac un cuplu. Asta am înțeles. Nu mă grăbesc să fac un cuplu. Pentru că adică... trebuie să ajungi să cunoști persoana cu care îți dorești exact să faci un cuplu. Și sincer, nici eu nu mă grăbesc. Am discutat despre asta. Și e așa de lumea, domnule, că îți place, ale te place pe tine, gata, mă, hai să ne și căsătorim, nu? Nu. Păi da, lumea cam așa vede lucrurile, știi? De ce nu fac un pas, știi? Păi stai un pic. Dar stai, mă, că nu a zis nimeni să faci cuplu. A zis cineva să faci cuplu? Păi a zis, mă, nu că nu să faci nimeni. Dar nu a zis nimeni să faci cuplu. Noi vorbeam despre ideea în sine că tu ai venit și ai spus că tu nu ești nu știu cum, că tu dai numai din astea intelectuale, că da, tu le vezi numai intelectuale. Da, el este cel mai intelectual din casă și noi suntem cei mai... Tu vrei să spui că ești... Fata dragă, tu nici nu știi când te-ai născut, tași din... Da, mă, ne... Că este același lucru, zic că poți să spui aceeași prezență. Tu vrei să spui că tu ești cel mai intelectual și să spui că susții că știi. Știu că sunteți... Pentru, dar asta e simplu. Vrea strig la Alexandra, care are... Nu, mă, nu, că tu spui, ai spus și lui George, că George are acum pe tine și la toată lumea. Spui că ești cel mai intelectual și cel mai deștept. Îmi cer scuze că eu sunt... Asta spun. Că tu spui că poți să întreții o relație, poți să începi o relație, știi cum să faci o relație, după aia vii și spui, după aia vii și spui că ai avut mai relații pasagere. Eu fac în stilul meu, nu că știu să o fac. Eu fac în stilul meu. Nu știu. Eu chiar sunt curioasă să-ți văd stilul ăsta. Din punctul meu de vedere, e foarte clar. Cuvintele pentru mine înseamnă mult. Și când spui așa vreau să fiu și după aia spui sunt,
înseamnă că, înseamnă că vrei să copiezi ceva. Bă, și am vrut să scot în ele faptul că eu așa îmi doresc să fiu. Adică sunt... Păi nu, când spui așa, bă, când spui așa îmi doresc să fiu, nu e mă logică, încerc să copiezi ceva? Adică nu mă deranjează, eu asta îmi doresc, vreau să spun... Hai că o dai invers și nu mă... Nu mă deranjează deloc. Faci cum e psihologie inversă și nu merge. Așa psihologie că inversă, mă. Ceartă-te cu Alexandra, nu te mai cită acum. Uite, te bagi în cum... Ia, lasă-mă, tu. Păi mă, bă, că eram eu, eram în discuție. Dacă tu te cerți cu el acum când eu sunt aici în casă, da. Dar nu vrei să mă lași în pace, nu-i destul că te ceri toată ziua cu Alexandra? Nu m-am mai certat. Toată ziua te ceri cu ea, nu poți să vorbesc cu George. Vin aici în casă, nu poți să vorbesc cu George, că te ceri cu el. Voi ați început, nu eu. Stop, ține-te, frate, uite în fața televizorului și iau pe Alexandra. Că oricum vă că nu puteți să stați unul fără celălalt. Sunteți imposibil. Ia-ți viperea, ia-ți vrăjitoarea. Care a făcut-o vrăjitoare? Azi m-ai deranjat mult. Uite vrăjitoarea, vrăjitoarea te caută băieții ăștia. E un plan venele în cap, ți-o ieși joc. Îți duc lipsa. Lasă-i, lasă-i. Acum sunt eu de vină? No, ți-o ieși în jocul. Mor de acum sunt eu... De ce nu pot să credeți? De ce este penibil nu ceea ce tu scoți pe gură? Nu credeam că un om cu un aștiu atât de mic poate... Este penibil ceea ce tu scoți pe gură în momentul de față, crede-mi! Ai auzit? Nu credeam că un om cu un IQ atât de mic poate să mă enervezi. Da! Nu crezi că ai avea vreo viață monotonă cu David? Că voi nu coincide sub nicio formă. Eu nu știu... Bine, dacă acum te atrage pe tine fizic, asta e partea a doua. Nu-l cunosc. Dar nici n-ai... El zice că aici, într-un fel afară, e altfel. Nu-l cunosc. Nu, așa e el, este tot. Băi, cum e David în casă și cum e în... la hotel? De viață. În... la zis? Hotel, la hotel. În casă e altă persoană. N-am auzit. Eu așa sunt. Păi el a zis că nu e așa la fel afară asta. Băi, diferență mare între camera de la hotel și casa de aici cu David? Da. Mare, tare? Da. Da? Nu știu, nu stau în cameră cu el și... Așa, mare, atunci, mare. Aceeași, același aspect a fost tot timpul aici. Prinde viață, dansează, pune muncă aici și... Alexandra cu... O te care... Mamă, haide! Adică nu sunt om fain, nu? Bă, stai puțin, bă, lasă bă diferența cum... între a fi prost și a fi un om fain. Nu poți să... nu le compara. Chiar că mi-a zis. Inteligent e. Cel mai inteligent din casă. Toată lumea e proastă, numai el este cel mai inteligent. Ales sper că nu te super pe mine sau ceva, dar este penibil. La toate. Mă, bă, eu nu mă bag în discuțiile voastre, mă. Măcar atât n-o ce cap să nu mă bag. Pe mine mă amuză, deci pe mine discuțiile dintre voi, pe mine mă amuză, n-am de ce să mă supăr și nu e chestia de gelozie sau ceva. Efectiv, cred că îmi place să vă cert în ușor. Ești ok. De ce, dacă ai tăi colegi decid să fie reali și sinceri și corecți și dau telefoanele la producție, tu îl ascunzi? De ce ai spus că l-ai uitat la hotel? Pentru că nu am vrut să aibă nimeni acces la telefonul meu. Nicos, nimeni nu are acces la telefonul tău. Nimeni nu și-ar putea permite să umble în telefonul tău. Toți s-au conformat regulilor. Mai puțin tu. Stai. Trebuia să-l lași la hotel pe bune. Dacă ei fac lucrul acesta, trebuie să faci și tu. Nu ai cum să-l ascunzi de noi și să ieși din timpul emisiunii în baie să te conversezi. Trebuie să înțelegi că suntem într-o emisiune unde nu vrem să se scurgă informații în exterior și dacă vom afla că acest lucru se întâmplă, tu sau oricare din colegii tăi vor fi descalificați. Am înțeles. Ok. Voi vă descoperiți unul pe altul, nu vă descoperim noi. Nu ne permitem să intrăm în intimitatea voastră. Ieri vă spuneam că pe noi nu ne interesează trecutul vostru, ce ați făcut voi înainte să fiți aici în show. Ne interesează ce faceți aici în show, cum decurg lucrurile. Cristian! Da. Te-am văzut cu Alexandra. Doamne, doamne! Cred că prima oară când chiar m-a enervat. Ei, eu am simțit că nu te-ai enervat deloc, că mai degrabă a fost o luptă a orgolilor. Oh. Alexandra, zâmbești? Ia, hai să facem conexiune. Te-am văzut zâmbind.
Dar după fiecare discută cu un băiat, treci de la o stare la alta. Ba zâmbești, ba ești supărată. Păi încerc să nu mă mai enervez. Adică mi-am propus să nu mai stau nervoasă și supărată. Pentru ce? Toată săptămâna trecută am fost nervoasă în fiecare zi, în fiecare zi. Mă culcam nervoasă, mă trezeam nervoasă. Mă culcam, am zis că de ce să mai fiu așa? Mi-a propus ceva, Alexandra. Poftim? Aș vrea să vă spun dumneavoastră. Ia, mulțumesc că... Era o glumă! Nicoaz, nu, era o glumă. Mi-a spus că dacă vin aici cu inelul, că mă ia. Mă, era o glumă! Am glumit, pur și simplu am glumit, n-am vorbit serios. Vrea să vină cu inelul? Nu, era că ai promis că dacă vine aici cu inelul, o să accepti să fii... Ia, stai, că s-a lovit Cristian. Nu, aveam părul deranjat. Aveam părul. Doamne, ferește! Trânești gelozia aici în casa băieților. Dar ce s-a întâmplat, Cristian? Ce s-a întâmplat? Da. Nimic. Aveam părul. Ești bine? Da. N-aș spune. Eu știu, poate vrea să mai facă iar o relație în 2-3 zile. Ea... Și ce? Ai vreo problemă? Ea ajunge la 10.000 în curând. A vorbit Cristian mai mult cu Alexandra decât cu Ale. Dar ce treabă ai tu cu cine vorbesc eu? Uite că am, sunt comentator sportiv. Și vorbesc cu Ale când vreau eu. Foarte bine. Și o atingi când vrei tu și o vei pupa când vrei tu. Exact. Dar voi de ce vă înțepați așa unul pe celălalt? Oare Alexandra să fie motivul? Probabil el o place pe Alexandra și deranjează. Sincer să fiu, a ajuns să mă deranjeze. E deranjant. Adică când e o glumă, e amuzant uneori când se tachină cu Alexandra. Dar deja, nu știu, s-a dus gluma. Nu mai e amuzant. Nu știu, nu mai e amuzant deloc. Dar nici nu vreau să fie glumă. Eu o iau în serios. Ce e în serios? Tot ce spun. Ar trebui să o iei în serios. În continuu. Nu, deja nu mai rezist eu, nu se pare o glumă, dar ți-a spus doamna mă, că obufnești râsul când vă vede pe amândoi și gata, atâta ți-a trebuit. Dacă mai faci show. Deci, ce show fac? Până și Achebon, o mai devreme. Auzi, Achebon, dar și vouă vă place, că am văzut că și voi vă amuzați. Nu ne place. Ne amuzăm pe subiectele... Mie nu-mi place, că vă pare. Râdem o dată, râdem de două ori, de trei ori, dar deja predăm ca Vulpița și Viorel. Dacă ți se pare că eu fac numai glume... A, tu spui din inimă, tot ce spui, spui din inimă. Eu când spun ceva, eu chiar cred chestia aia. Nu. Am înțeles. Și de ce nu le spui tu personal, de ce nu cer cadrul pe tine să spui vreau să-ți spui ceva lui Alexandra? Acasă și vorbim mai acasă. Când sunt în discuție alți oameni, te-ai băgat și tu. Eram ironic dacă nu te-ai prins. Crezi că o strategie asta, Chebonu? Crezi că e strategia lui Cristian să facă asta, să aștepte și... Te fac un amuzament, dar deja e... Sâlnic, e plictisitor. Dar tu ieri vrei să zici că n-ai vrut să faci un amuzament toată ziua. Păi da, dar măcar el e amuzant. Amuzant? Păi să-ți toarne unul găleata cu deșters pe jos, să vezi ce amuzant e. Dacă tu îi permiți, e problema ta. Cine-i vorba de permis? Păi ce facem așa? Hai să ne luăm la bătaie, nu să fim zbani. Eu vreau să subliniez faptul că până și Achebono, care a fost de 100 de ori mai obrazit decât Cristian, mai devreme a venit și a purtat o conversație cât se poate de frumoasă cu Alexandra. Și ce faci, ai mâncat sau ce i-a zis el pe acolo. Adică... Da, mă, da, și... A putut ăla mai rău și nu poate ăla mai puțin rău. Alexandra este aiurea de gură și este foarte vulcanic. Trebuie să înțelegi, dar tu o plași pe Alexandra. Tu deja ajungi la alt nivel unde unor mai are sens, nu mai are logică ceea ce spui. La ce te referi? Zi multe lucruri. Zi-mi un aspect sau un lucru pe care l-ai observat tu și eu comentez sau spun de ce, da sau nu. De ce minte să mai ceva? În primul rând, tu nu ai respect pentru doamna Cristina, pentru că doamna Cristina ne-a rugat acum câteva zile să încetăm să mai vorbim despre trecutul tuturor din această emisiune. Asta a fost comentăm tot ce? Tot ce văd în emisiune? Păi nu-i logic să analizezi ce ai făcut înainte. Dar de ce trebuie să analizezi tu? De ce ceilalți nu poate să analizezi? Da, cu părerea despre... Domnule, dar cum ăsta care a spus că n-a făcut relații niciodată, că a avut relații pasagere, cum își permite el să zică cum să faci o relație? Tu cum ți-ai dat cu părerea despre trecutul meu? Sau cum? Dar eu nu mi-am dat cu părerea. Eu băi, du-te mă de aici, iar începul de astea cum mi-am făcut și n-am dat. Eu am spus ceea ce ai spus tu, că ai avut relații cu beneficii și nu mi s-a părut ok. Ok, lucrul ăsta și nu cred că sunt singura care a gândit. Mai bine cu beneficii decât pe bani. Dar nu te mai răstii, mă, așa, mă, frate. Te rog, ai grijă ce acuzații faci. Când s-a turnat la găleata în cap, nu te-ai mai răstit așa. La femei te răstești imediat. Ești penibil, frate. Lasă-mă că și tu te-ai răstit aici și... Lasă-mă, eu m-am răstit la un bărbat, frate. Eu m-am răstit la un bărbat. Eu sunt... Am o atitudine vulcanică în fața unui bărbat, în cazul în care sunt... În fața Alexandrei ai avut. Și în fața Alexandrei, cu țăbii, bărbat, cu topoare, și în fața Mariani, și că poți să plângi și roaie. Poți să plângi și roaie, că nu mă impresionezi. Când am făcut-o eu să o plângă pe Mădălina, vai ce drăguț! Măi, eu măcar am avut curajul să mă duc să o împac pe
Mariana de două ori în acea zi, să o iau și în brațe, să-i pup și mâna și să-i zic îmi pare rău, poate... La mine nu-i teatru. Eu asta am simțit, asta am făcut. Teatru? Da, când te duci să-ți ceri scuze fals, să-ți dai seama că ai greșit și bă, hai să nu-mi par rău la cameră. Eu asta consider. Bă, eu cred că are Găbiță nevoie de un băiat să-i care instrumentele la restaurant. Hai mă, liniștit. Deci până la urmă mergi în Grand Bazar și cumperi inelul de logodnă? 100%. Dar nu de, nu-i de logodnă. Nico, s-am glumit. Dar de ce? De? S-o cer de iubită. E ok, e ok, e un cadou. Da. Dar a spus dumneavoastră mai devreme că ce vrea Nico să facă că nu mă bag. Așa. Aveți un lucru în comun cu Alexandra, că am impresia că nici ea nu prea vrea să se bage. Alexandra, dacă vine Nicos cu inelul... Deci știți că eu am glumit în legătură cu inelul. Deci l-ai refuzat? Nu e bine să glumești cu... Nu ai acceptat un cadou de la el? Ba da, de ce nu? L-ai acceptat și pe aia două palme și la revedere, ha? Cristian. Da. Uite, acum vorbim serios și fără nicio legătură cu Alexandra. Crezi că Nico o să place cu adevărat sau există doar o joacă între ei? Nu-i cunosc, adică nu-l cunosc pe Nico, nu știu ce e în capul lui. Nu vreau să-mi dau cu părere. Sunt acțiunile lui. Wow. Da, mi s-a părut, singurul lucru care mi s-a prima părut suspect a fost el cu primele zile și după schimbarea aia bruscă, după ce a plecat Mihai. Crezi că el a încercat să îl despartă pe Mihai de Alexandra? Nu știu chestia asta, pur și simplu. În primele zile era într-un fel, din nu moment cred... ce s-a schimbat, e... Nu cred că sunt eu cel care a stat ore de vorbă cu Mihai. Cred că ar trebui să vă reprofilați un pic. Bă, dar eu n-am zis nicio secundă. Cine crede chestia asta? Eu cred că am schimbat 3 vorbe cu Mihai. Dar simt așa că se nasc tensiuni între voi și nu înțeleg de ce, ce aveți voi. Bineînțeles, deoarece ajungem și eu, cel puțin ajung la anumite puncte în care văd că iubirea se îndepărtează din ce în ce mai mult și se apropie cearta și tensiunea și chestii de genul. Și atunci refulez și eu. Adică... Dai. Să fie Alexandra motivul pentru care voi... În moment ce vrea să facă o relație cu ea și dacă eu vorbesc cu Alexandra așa cum vorbesc, nu spun că e bine sau rău, eu așa, așa fac. Nu este adevărat. Dacă ai reacționa așa și cu Andrada și cu eu Mădălina... Eu cred că dacă vorbeam cu Mona așa, eu cred că George lua foc. Dar luam eu înaintea lui. Păi, și tu... Păi ei au o relație, normal. Bun, cu Mădălina, poftim, când ai făcut-o să plângă, să știi că eu am fost foarte deranjat de treaba asta. Că n-am spus nimic, a fost partea a doua. Că a fost intenționat, că n-a aici făcut intenționat. Aici este adevărat, mi-a zis și mie Nicos că a fost deranjat. Cine a spus, nu, ce a spus, te rog? Eu am zis Nicos că mi-ai spus că ai fost deranjat când Mădălina a început să plângă, că a da. Jignit-o. Adică nu mă deranjează în mod expres neapărat că te iei de Alexandra. Mă deranjează și chestia asta pentru că îți dai seama că încep să, să începe să mă atragă din ce în ce mai mult. Dar tu ai, o, ai un alt rol, cel puțin până în momentul de față, ai un alt rol aici. Rolul de a studia oamenii și de a-i trage la răspundere. Și mă tem pentru că momentan vei ajunge și la mine și nu știu ce reacție voi avea. Pentru că eu tac, tac, tac și când vei ajunge la mine voi refula. Și te voi judeca și pe tine exact cum ne judești tu pe noi. Dar eu niciodată n-am spus cuiva, băi, nu mă judecați pe mine. Aveți tot dreptul. Dar tu nu ai dreptul să judeci pe nimeni, asta e chestia. Cine îți dă ție dreptul să judeci pe cineva? Bă, tași din gură, dar ți-am zis că în momentul când vine eu nu tac la comandă, asta trebuie să-ți asumi toate lucrurile. Și dar eu nu tac la comandă, în primul rând, ci tu ar trebui să-ți vezi de să și să judeci propria ta viață, nu a altora. Doamne, ce logică ai. Ești excepțional de inteligent. Nu, tu n-ai logică în ceea ce spui, nu eu. Inteligența este din comun. Am fost pus în tema în care este vorba despre o emisiune și un show de dragoste. Sigur, asta este. Nu am fost pus în... tema în care să accept judecată, să accept... Unde sunt? La tribunal? Unde sunt? Da, mă, George! Da, vii într-o emisiune televizată? Nu uitați să dați subscribe pentru a vă abona la canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe clipuri video, puteți da click aici sau aici.